Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care îl avem ca invitat pe locotenent colonel Virgil Cuieru, inspector șef IJJ Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră. Domnule Cuieru, cum ați caracteriza 2019 pentru activitatea jandarmeriei buzoiene? Așa cum știți, de fapt, ca orice instituție, am avut și noi activitatea de evaluare, activitate care se pliază, bineînțeles, pe indicatorii de performanță stabiliți la nivelul armei noastre. În primul rând, ca și impresie generală pe anul 2019, apreciem noi că a fost un an cu un grad de complexitate destul de ridicat din prisma misiunilor și atribuțiilor ce revin jandarmeriei române și implicit la nivel județean inspectoratului nostru. Provocările au fost multiple în domeniul ordinii publice, începând de la evenimentele majore care au fost organizate pe raza județului și nu numai. Pentru prima dată noi participăm și la misiuni în afara județului, misiuni ocazionate de evenimente majore. Derularea celor două campanii electorale, intervențiile pline de situații de urgență care au fost executate pe parcursul anului 2019, cum spuneam, au dat acest grad de complexitate destul de ridicat din prisma situației operative. Spuneați că mai aveți misiuni și în afara județului, mai exact, în ce constau acestea? Pentru prima dată la un nivel, să spunem așa, destul de ridicat, s-a acționat într-un sistem integrat pe timpul vizitei suveranului pontif în România. Așa, da. Și inspectoratul nostru a participat cu 50 de lucrători la misiunea din municipiul Iași, o experiență deosebit de interesantă și pentru noi și, cum vă spuneam, o misiune caracterizată de un grad de risc implicit ridicat. Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat ultima perioadă și care v-au solicitat foarte mult? Provocările au fost pe mai multe domenii de activitate, să spunem. Unul dintre cele mai sensibile aspecte pe parcursul anului 2019 a constat în intervenția în situația semnalării prezenței unor animale sălbatice. După cum știți, e o provocare pentru noi ca și instituție la nivel național, fiind atribuții ce ne-au fost conferite prin acte normative în vigoare destul de recent, în urmă cu 2 ani. Încercăm să ne perfecționăm modul de acțiune. Practic, rolul nostru este de a coordona intervențiile, de a semnala aspectele și celorlalte instituții sau, mă rog, organizații, după caz, care nu au acces la Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112. Și drăznim noi să credem, după câteva zeci de intervenții, în special în ceea ce privește semnalarea unor ruși, că aici ar fi subiectul, să spunem, mai sensibil. Pe parcursul anului 2019, toate problemele care au fost semnate au fost rezolvate la timp și fără evenimente negative. Știu că a fost atunci o perioadă în care a trebuit să păziți un sat întreg, dacă nu mă înșel. Au fost mai multe situații. Vin acum în minte situațiile în care au fost semnalate, mă rog, animale sălbatice, urs în speță, care erau, mă rog, blocate din diferite motive, fie în gard de sârmă, fie în lațuri, mă rog, puse de diferite persoane, și astfel de intervenții sunt caracterizate de un grad de pericol destul de ridicat, având în vedere că animalul este deja agitat, iar ca și modalitate aplicată la nivel județean pe baza procedurii adoptate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, noi acționăm pentru a delimita zona și se apelează la sprijinul unor lucrători, unor tehnicieni veterinari pentru tranquilizare. Cum vă spuneam, situațiile apărute pe parcursul anului 2019 au fost rezolvate la timp și n-am avut nici, știu, pagube înregistrate majore în rândul, la nivelul populației, care să nu fie
mă rog, compensate prin procedura existentă în materie și, pe de altă parte, ce mai important, că nu am avut pierderi de vieți, nici, Doamne ferește, omenești, dar nici la nivelul animalului. Știu că de-a lungul anilor v-ați mai confruntat și cu situații mai puțin ciudate, așa. Anul trecut, ce anume... Pe acest segment, dacă tot am deschis subiectul, problematica este destul de largă. Prin intermediul 1-2 s-a semnalat prezența și altor animale. Într-adevăr, cum spuneam, latura de urși este mai sensibilă, să spunem așa, sau atrage atenția, dar au fost foarte multe situații prin care au fost semnalate, știu eu, începând de la câini agresivi, care, să spun așa, ca și pondere, vă dați seama, mult mai ridicată decât prezența urșilor, dar și diferite alte animale, dihori, șarpe în locuință. Acum încercăm, cum vă spuneam, să acționăm ca și rol de coordonare și rol integrator și să sperăm că în perspectivă se vor aduce îmbunătățiri cadrului legal în vigoare și o să reușim, cel puțin cum este proiectul la nivelul armei noastre, să și specializăm și să încadrăm funcții de tehnician veterinar, astfel încât să poată executa intervenția optimă. Aveți idee cazurile de intervenții pentru, de exemplu, urși, posibile atacuri din partea urșilor, intervențiile la care ați fost, să fie mai mare în 2019 față de 2018? Ați făcut așa un raport? Cu siguranță. Cam numărul, cu cât a fost așa? Numărul intervențiilor, chiar avem, să zicem așa, o situație statistică, au crescut cam cu 30%. Numărul apelurilor prin care se semnalau prezența unor astfel de animale. Numai departe de acest weekend, sâmbătă, am avut... oarecum atipic pentru perioadă. Da. Sâmbătă am avut un apel prin care s-a semnalat prezența unui urs în zona Cozieni, în apropierea localității, iar ieri în zona Racovițeni. Dar prezență doar observat, deci nu pașnic. Un atac sau ceva agresiv, este oarecum atipică pentru că o perioadă teoretic în care n-ar fi trebuit să umble atât de aproape de localități. Da, deja încep să fie o problemă prezența. Cum vă spuneam, aici îmi permit să subliniez cooperarea pe plan local foarte bună în acest domeniu, în special cu AJVPS-ul, ca și gestionarea fondurilor cinegetice, mare parte din fondurile cinegetice de pe raza județului Buzău, dar de altfel cu toți gestionarii care au contracte la nivelul județului și celelalte instituții, începând de la Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Forestieră și, bineînțeles, tot ce ține de palierul Ministerului de Interne, respectiv IPJ Buzău și ISU, și totul sub coordonarea instituției prefectului. Sperăm și în continuare să reușim să facem și aceste categorii de intervenții, cum vă spuneam, destul de noi pentru noi, și să avem același rezultat, adică să nu avem evenimente. Eu sper să nu mai fie astfel de situații, gen prezența animalelor sălbatice atât de des întâlnită în gospodăriile oamenilor. În fiecare an, la nivelul jandarmeriei, sunt scoase la concurs mai multe posturi, da, pentru a acoperi deficitul de personal. Totuși s-a constatat că față de alți ani s-a îmbunătățit cantitatea și calitatea participanților. Cum se prezintă situația la Buzău? Sincer, a fost una dintre cele mai mari provocări pe care, la nivel intern, le-am avut pe anul 2019. Am început anul cu un deficit destul de semnificativ, pentru undeva la 8% la 1 ianuarie 2019. Ne-am propus pe parcursul anului să reducem acest deficit. Am reușit, pe de o parte, obținerea aprobării necesare pentru repartizarea din școlile de subofițeri pe care jandarmeria le are, respectiv de la Fălticeni și Drăgășani, a unui număr destul de mare, îmi permit eu să spun chiar record în ultimii ani, de tineri colegi, respectiv 24 de tineri absolvenți au ajuns pe parcursul anului 2019 la noi, și nu neapărat buzuieni, ceea ce ne-a încântat și ne-a încântat foarte mult că mulți dintre ei, chiar dacă au venit în prima zi cu o intenție, să spunem așa, mai,
mai îndepărtată sau mai apropiată de a se întoarce către localitățile de unde provin, încet, încet s-au simțit integrați, mă rog, s-au obișnuit cu stilul de muncă la Buzău și am făcut buzoieni, ca să spun așa. Și pe de altă parte, iarăși un lucru îmbucurător pentru noi a fost că prin campaniile de recrutare pe care le-am desfășurat pentru școlile de subofițeri, dar și pentru Academia de Poliție, am avut parte de o surpriză. Foarte mulți tineri buzoieni, peste 80, 87 dacă nu mă înșel eu acum, da? Și au depus dosarele pentru admitere în una din aceste instituții de învățământ. Și îndrăznim noi să spunem, comparativ cu 2018, de exemplu, când am avut 50 de astfel de înscrieri, creșterea este semnificativă și îndrăznim noi să spunem, cum începusem să spun și eu, că arma noastră sau meseria de jandarm este una atractivă în rândul tinerilor buzoieni. Chiar asta voiam să vă întreb, în ce mod credeți că meseria de jandarm poate deveni atractivă? Chiar asta era întrebarea mea, de vină acum atât de mulți candidați. Să nu... Mă rog, într-o abordare poate mai puțin formală, trebuie să recunoaștem că arma noastră, ca și imagine, în ultimii 2 ani, n-a trecut într-o perioadă foarte bună și ar fi ipocrizie să nu atingem și acest aspect. Cu toate acestea, sondajele de opinie făcute la nivel național și la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, sau nu numai, ne-au clasat totuși într-un top al preferințelor, dacă vreți, al încrederii populației în instituții, într-un loc, pe de o parte, onorant, pe de altă parte, care ne și obligă să ne desfășurăm activitatea, zice noi, în continuare, în ceea ce, mă rog, apreciem și este deviza noastră, de fapt, lex et ordo, lege și ordine. Iar din prisma asta, pe lângă, cum vă spuneam, creșterea vizibilă, că sunt niște cifre care considerăm că sunt relevante până la urmă ca și activitate, cum vă spuneam, de recrutare, vedem în activitatea de zi cu zi, care desfășurăm și activități de prevenire și de informare la nivelul instituțiilor de învățământ, un interes real. Adică lumea nu ia, să spun așa, strict partea de intervenție în ceea ce face jandarmeria și noi încercăm să prezentăm de fiecare dată și cei care aleg până la urmă să devină jandarmi au început să înțeleagă că noi, pe lângă acele intervenții, să spunem, pentru care, hai să spunem așa, am căpătat oarecare notorietate, sunt doar o mică parte a noastră, dar e o parte, dacă vreți și îmi permite să spun așa, poate chiar nedorită să ajungem la acea fază, pentru că toate procedurile pe care noi le avem și le-am adoptat și le-am dezvoltat în ultimii ani, la nivel instituțional, se bazează foarte mult pe tehnica dialogului, după cum ați văzut colegii noștri care de altfel au și însemne specifice cu dialog. Noi încercăm prin această metodă să prevenim escaladarea unor stări conflictuale, fie de orice natură ar fi ele, astfel încât să evităm intervenția în forță și aceea să o facem doar atunci când este strict necesar. Când se depășesc toate celelalte pârghii. În continuare, practicanții sunt predominanți bărbați sau s-a mai schimbat raportul între sexe? Este cel puțin la nivelul unității și aici avem, să spunem așa, o fluctuație destul de importantă. Au început să vină cel puțin ca și absolvente. Vă dau un exemplu, pe parcursul anului trecut au venit 6 colegi, ceea ce pentru noi, o instituție, dacă vreți, preponderent masculină, cum a spus și noastră, începe să se mai schimbe din balanță. Asta e bine. Deci, până la urmă, spuneați că aveați un deficit de 8%. După venirea tinerilor absolvenți, cam la cât s-a redus? Din păcate, deși ne-am propus asta și am insistat foarte mult, n-a reușit să reducem decât cu 1%. Suntem în momentul de față la un deficit de 7%, pentru că deși am atras foarte mult personal, în a doua parte a anului, destul de mulți colegi au trecut în rezervă cu drept de pensie. Pe de altă parte, sunt fluctuațiile normale ale personalului, mai sunt colegi care au plecat în alte unități. Probabil. De exemplu, la Inspectoratul General, avem un ofițer care a plecat, mă rog, dacă vreți, o
latura absolut normală a unei unități militare. Așa. Ne mai mutăm. Și eu personal am schimbat, să spun așa, 3 unități până am ajuns aici. E un parcurs normal. În consecință, ce activități veți derula pe viitor? Deci anul acesta, de exemplu, pentru a atrage până la urmă și a mai reduce iarăși din deficit. Același principiu. Același principiu. Încercăm să aducem din colegii, sau mă rog, din tinerii pe care i-am recrutat și poate n-au prins ca urmare a repartiției un loc la Buzău un an trecuți, să reușim să mai obținem funcții și de la celelalte unități. Da. Iar pe de altă parte așteptăm, bineînțeles, repartițiile din școlile militare. Bun. Vom avea anul acesta 2 tipuri de alegeri. Și da, bineînțeles că asta va intensifica activitatea jandarmeriei. Până la urmă are jandarmeria buzoiană suficiente efective pentru a acoperi... Cu siguranță nu. Deficitul pe care l-am discutat nu este de natură de a afecta sub o formă activitățile noastre curente și cele, să zicem așa, în mod excepțional sunt evenimente cu public numeros, ca și practică la nivelul județului Buzău și de altfel ca și mod de acțiune al jandarmeriei la nivel național. Noi beneficiem de sprijinul colegilor de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești atunci când, mă rog, misiunile, să spunem așa, se comasează la un anumit interval de timp și efectivele noastre nu sunt suficiente. Deci prin această mobilitate care la nivel strategic a fost stabilită la nivelul jandarmeriei României, suntem în măsură, spunem noi oricând, să îndeplinim tot ce sunt atribuții noastre sau funcții de sprijin, după cum discutam mai devreme, și de situații de urgență și de altă natură. Într-adevăr, 2020, este un an care, să spunem așa, am intrat sub aspectul activităților subsumate procesului electoral, dar pentru noi nu înseamnă numai activitatea electorală. Sunt câteva evenimente publice, unele de tradiție, altele inedite, anunțate pentru anul în curs și cu siguranță trebuie să ne pliem pe ele ca și măsuri de ordine. Așa cum am mai spus-o, avem plăcerea și totodată îmi permit eu să spun așa și norocul. În general, buzoienii sunt un public, ca și participanți la adunări publice, un public foarte civilizat. Micile, să spun așa, derapaje constatate pe timpul misiunilor de asigurare întotdeauna au fost gestionate punctual la momentul respectiv, nefiind, știu, evenimente care să tulbure bunul mers al adunărilor publice și sau, mă rog, să afecteze ordinea publică. De obicei sunt liniștiți, dar acum este an electoral, nu știu. O să facem tot ce trebuie în ceea ce ne privește pe noi și prin campanie de prevenire și de informare pe care le desfășurăm în mod curent și cu siguranța noastră le vom intensifica pe segmentul adunărilor publice și prin elementele de dialog, cum vă spuneam, care sunt permanent în misiune și sunt în prima linie, dacă vreți, în astfel de situații, să treacă cu bine și anul ăsta, cum au trecut și ceilalți. Având în vedere misiunile la care au participat jandarmii buzoieni, considerați că fenomenul infracțional a crescut sau se constată o stagnare sau, eu știu, poate chiar o scădere? O analiză pertinentă asupra evoluției fenomenului infracțional la nivelul județului, bineînțeles că este la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, este de altfel sediu materiei. Ca și participarea a noastră la efortul general de menținerea ordinii publice, până la urmă, și a climatului de normalitate, rezultatele pe care noi le-am obținut conform indicatorilor statistici, respectiv în jur de 150 de infracțiuni constatate, fie independent sau în cooperare cu poliția, sunt acele patrule mixte care cu siguranță le pot vedea buzoienii zi de zi și în raza municipiului, de altfel pe întreg teritoriul județului. Dacă ne raportăm strict la faptele constatate de noi, din punctul meu de vedere, sunt într-o oarecare normalitate vis-a-vis de evoluția societății. Deci noi nu pot să spun că am constatat sau s-au intervenit în situații de o gravitate
Nu au mai fost, nu, cazuri acestea? Nu. Pe parcursul anului, ca și pondere în ceea ce ne privește pe noi, de altfel am și detaliat în materialul transmis către presă, ponderea infracțiunilor, cum vă spuneam, nu au fost deosebit de grave în ceea ce privește, să afecteze la un nivel macro societate. Bun, ce echipamente va achiziționa Jandarmeria Buzoiană? Știu că era vorba la un moment dat de achiziționarea unor camere portabile, dacă nu cumva au fost luate deja. Noi am beneficiat și pe parcursul anului 2019 de și acea autospecială, de un sprijin extraordinar din cadrul Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică, un organism ce funcționează pe lângă Consiliul Județean și ne-a ampliat ca și nevoi, dacă vreți, pentru anul 2019 și încercăm să continuăm și pe parcursul următorului an, pe categorie de intervenții despre care am vorbit mai devreme și care sunt, cum vă spuneam, un element de noutate pentru noi și încercăm să ne pliem ca și dotare. Vă dau un exemplu în tot ce a presupus intervenție la Urși. Pe timpul nopții am constatat că este chiar periculos la un anumit moment să folosim tot ce înseamnă mijloc de iluminat. În momentul în care ursul deja, cum vă spuneam, acele situații care au fost și blocați în diferite lațuri sau alte obstacole naturale, în momentul în care, vedeau și lumina, deveneau, vă dați seama, mai agitați. Și au fost situații, vă dau un exemplu, cred că nu trebuie să fii specialist în domeniul să realizezi un urs, de exemplu, prins de un picior din spate și care se zbate, automat e posibil să se elibereze. Ori un animal deja speriat, deja are o anumită agresivitate normală, spunem noi, pentru că e vorba de instinctul de autoapărare. Și în astfel de situații, pentru a observa mai bine zona, pentru a monitoriza și ce se întâmplă concret pe timpul nopții, am considerat ca și urgență, prioritate de dotare, un dispozitiv, camere, o aparate de vedere pe timp de noapte care să aibă la bază principiul de termoviziune. Am reușit achiziționarea unui astfel de echipament și pe lângă intervenția la urși, utilitatea lui, bineînțeles, că este extinsă, începând de la tot ce a însemnat căutarea de persoane pe zona montană. După cum știți, noi funcționăm cu cele două posturi montane și, de altfel, orice activitate care să zicem așa, presupune acțiunea pe timpul nopții. Vă dați seama că e un element foarte important pentru noi din prisma operativității acțiunilor. Pe de altă parte, tot ce încercăm să facem este, bineînțeles, să, din prisma dotării, să ne pliem pe nevoile reale pe care instituția noastră le are. Bun, și care mai sunt în afară de aceasta pe care ați identificat-o și până la urmă ați reușit chiar să achiziționați? În momentul de față suntem în evaluări, să spun așa. Chiar am probat, am avut chiar deosebita onoare să fim prima unitate din țară care am avut în probe un dispozitiv menit de asemenea să îndepărteze animale sălbatice de orice natură, un dispozitiv care, are la bază direcționarea sunetului pe anumite frecvențe, pe anumite zonă. La fel încercăm, având în vedere utilitatea lui sau, aplicabilitatea în domeniul situațiilor de urgență pe care le considerăm ca fiind și prezența animalelor, l-am probat, l-am testat, am încercat să dezvoltăm cu distribuitorul și mai multe moduri de a-l folosi pe misiunile specifice instituției noastre. Asta un exemplu. Bineînțeles, cu o grijă pe care o avem și care, dacă vreți, o datorie absolut normală ca și persoana aflată la conducerea unei unități militare, sunt priorități în ceea ce privește cazarma noastră. Am reușit parte din lucrări de reparație să le facem, mare parte le facem în regie proprie, fiind o realitate, bineînțeles, limitarea fondurilor. Încercăm să ne menținem utilitatea clădirilor și sperăm noi să,
să reușim să intrăm și pe anumite obiecte de, mă rog, pe anumite investiții pe care ni le-am propus la nivelul unității, dar aici urmează să parcurgem mai multe etape legale. Așadar, pe anul acesta e posibil să aveți acest dispozitiv de care spuneați? Cum vă spuneam, l-am testat, sunt și părți bune și părți, mă rog, care nu... Ne așteptam, sincer, să fie mai performant în anumite domenii. Căutăm să mă rog, și alte variante, mă rog, și la alți distribuitori, dar ne dorim foarte mult un astfel de dispozitiv. Cum vă spuneam, elimină, să spunem, contactul apropiat cu un animal și, până la urmă, e o chestie, dacă vreți, de bună practică și la nivelul altor state. Am observat din studiile pe care le-am făcut la nivel Canada, vă dau un exemplu, se folosesc astfel de mijloace astfel încât să nu se provoace niciun o traumă animalului, în ideea în care prezența de oameni, știu de Lapita. Mai multe ar fi, să spunem, de natură de a incita mai tare animalul respectiv, iar prin direcționarea sunetului de la distanță să se îndepărteze de la sine. Vedem, studiem, cum vă spuneam. Eu am mai tot multe. Vă întreb, camerele acele videoportabile? Știu că se pune problema. Dispozitive tip body cam, spuneți dumneavoastră. Da. Noi, prin procedurile interne existente la nivelul jandarmeriei, încercăm în fiecare moment tensiona, fiecare situație de intervenție, să le și fixăm pe mijloace video, de altfel este obligație legală, în special pe segmentul manifestărilor sportive. A reușit, le avem în dotare și câte? 10 camere. Ah, bun. Și și-au dovedit eficiență. Bineînțeles, au constituit atât mijloace de probă pe diferite aspecte, știu, constatarea unor fapte antisociale, cât și, dacă vreți, un factor probant în ceea ce privește și legalitatea sau, mă rog, modul de acțiune al colegilor mei. Au fost, dacă vreți, sunt polivalente. Ok. Mulțumim din nou pentru prezență în emisiunea noastră, domnule Cuieru. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.